Bună dimineața tuturor! Deși foarte călduroasă, vremea va fi instabilă, în special în vestul, centrul și estul țării. Vor fi înnorări, ploi sub formă de aversă, tunete, fulgere și izolat cădere de grindină. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde ploile continuă, sunt așteptate precipitații și astăzi, atât în Baia Mare cât și în Satul Mare, temperatura maximă se va încadra între 26 și 27 de grade. În Crișana, după cum vedem, același lucru, sunt șanse de ploi, atât în Oradea cât și în Arad. Vor fi și intensificări ale vântului în timpul ploilor, iar temperatura maximă se va încadra între 30 și 31 de grade. Vreme foarte caldă astăzi în Banat, dar același lucru, în a doua parte a zilei în special, va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 31 și 32 de grade. În Oltenia, vreme frumoasă în comparație cu ce se întâmpla ieri, cerul va fi variabil spre senin, șansele să plouă vor fi reduse, vreme foarte caldă, temperatura maximă se va încadra între 29 și 32 de grade. În centrul teritoriului țării avem o vreme variată, după cum vedem, în Cluj și în Deva cerul va fi mai mult senin, în rest, pe parcursul zilei este posibilă să plouă, în zona montană vor fi căderi de grindină, precipitații sub formă de aversă, cantități însemnate de apă, temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 31 de grade. În Moldova, după cum vedem, precipitații, atât în nordul teritoriului cât și în centru, în sud, în Focșani și în Galați, șansele să plouă vor fi reduse, vremea va fi frumoasă, temperatura maximă se va încadra între 26 și 30 de grade. Intensificarea vântului astăzi în Dobrogea, dar din fericire o vreme perfectă pentru plajă, așa va fi și în weekend, după cum ne anunță meteorologii, nu va ploua, temperatura maximă se va încadra între 23 și 27 de grade. În Muntenia, o vreme frumoasă astăzi, nu sunt așteptate precipitații, este posibil să plouă slab mâine, temperatura maximă se va încadra între 28 și 31 de grade. În capitală de dimineață se înregistrau 20 de grade, temperatura maximă va ajunge până la 30-31 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, deși momentan cerul e acoperit de nori. Sâmbătă, temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade și este posibil să plouă slab, iar duminică vom avea 29 de grade. Cam atât despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent! Mulțumim!